Doamnelor și domnilor, suntem într-o ocazie specială și sunt bucuros ca în ocazia aceasta să vă salut cu Hristos a înviat. Timp de 40 de zile de aici mai departe ne vom saluta unii cu alții cu acest salut creștinesc care ne aduce aminte de învierea Domnului Iisus Hristos. Totodată este o perioadă când ne aducem aminte de nașterea Mântuitorului, de moartea Mântuitorului și ceea ce Domnul Iisus Hristos a reușit să facă pentru mântuirea noastră. Este o perioadă când sufletele noastre sunt sensibile, inimile noastre sunt mai deschise, iar mintea noastră este mai conectată în perioada aceasta la divinitate. O ocazie bună în care să putem vorbi în emisiunea de astăzi despre ce înseamnă învierea și credința noastră în înviere. Vreau în seara aceasta să vedem dacă timp de 40 de zile doar ne salutăm cu Hristos a înviat sau este exprimarea unei credințe personale, un eveniment care a avut loc acum 2000 de ani în care noi credem, ne-am pus încrederea că a reușit să producă mântuire în viața noastră, motiv pentru care ne-am legat de Dumnezeu. În ocazia aceasta vreau să-l întreb pe domnul Emilian Dospinescu. Emi, spune-mi, te rog, reprezintă învierea un punct important pentru creștinătate? Din ce ai observat felul în care se poartă oamenii în perioada aceasta? Iată, este a treia zi de Paște și oamenii se salută între ei, sărbătoresc, merg la biserică. Simți că e o schimbare spirituală? Oamenii sunt mai deschiși, sunt mai sensibili, sunt mai deschiși să vorbească despre lucrurile spirituale? Cum simți perioada aceasta? Am convingerea că această sărbătoare creștinească marchează ceva foarte important. Se întâmplă într-un moment în care și natura își revine după o iarnă foarte grea, foarte îndelungată și în același timp și oamenii parcă lasă ca în sufletul lor să renască credința, spiritualitatea. Învierea Mântuitorului Iisus Hristos de departe aduce speranță, așa cum și în emisiunea noastră încercăm prin emisiunea Dialogul Speranței să aducem speranță în inimile oamenilor, iar din momentul acesta începe o nouă etapă în inimile și în mințile oamenilor cu privire la învierea Mântuitorului Iisus Hristos și la schimbarea vieții personale. Cel puțin așa ne dorim, așa teoretic ar vrea să fie lucrurile. Și credem că acest eveniment al învierii nu a rămas doar o liniuță pusă undeva într-o carte de istorie, ci a fost ceva ce marchează întreaga istoria Pământului și credem că și veșnicia. Mulțumesc tare mult! Deci iată un eveniment care rupe istoria în două și ne raportăm la evenimentul acesta spunând înainte de Hristos și după Iisus Hristos. Ne spui ceva despre invitații de astăzi și ce vorbim cu ei? Cu siguranță, stimați telespectatori, avem în cadrul acestei emisiuni în care vorbim despre înviere, avem alături de noi doi dragi invitați. Vrem să le spunem bun venit și apoi să ascultăm din partea dumneavoastră informații utile, importante despre acest subiect, învierea. Alături de noi este domnul Constantin Ciobanu. Bine ați venit și mulțumim că ați acceptat invitația la această emisiune. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. De asemenea, alături de noi este domnul Cotruță Vili. Ne bucurăm că sunteți cu noi la această emisiune. Și eu mă bucur și mulțumesc pentru invitație. Stimați invitați, nu numai în lumea creștină, ci și în alte culturi sau filozofii orientale sau de alt gen, subiectul acesta al morții, pentru că vreau să începem să vorbim puțin despre moarte, este mult disputat și foarte mulți oameni au gândit cu privire la subiectul acesta. Există diferite opinii. Foarte mulți spun cam așa: moartea este capitol. După moarte nu se mai întâmplă nimic. Da, am inventat noi niște filozofii, am inventat noi niște gândiri, niște ideologii ca să primim noi speranță și să ne împăcăm mai ușor cu moartea. Dar, de fapt, după moarte nu mai este nimic. Alții spun, după moarte există o reașezare a lucrurilor într-o altă ființă, într-o altă entitate. Mă refer acum la fenomenul reîncarnării. Teoriile pot fi multiple. Foarte puțini sunt aceia care la mod practic sau teoretic cred că după moarte chiar există și învierea. E un fenomen aproape imposibil, spun mulți dintre ei. Nu s-a întâmplat niciodată, n-am văzut cu ochii noștri așa ceva, de aceea nu credem în acest fenomen. Stimate domnule Constantin Ciobanu, stimate domnule Vili, Cotruță, vă întreb pe amândoi, este moartea sfârșitul tuturor lucrurilor sau după moarte mai există ceva? Îmi place să încep discuția aceasta cu un lucru minunat pe care l-am citit în cimitirul Belu pe un mormânt al Sofiei Mavrodin.
Acolo sunt artiștii poporului pe partea dreaptă, scriitorii, mă rog, e ceva interesant. Și scria pe mormântul Sofiei Mavrodin: nu mă tem de moarte, ci de veșnicia ei. Deci moartea, Biblia o prezintă ca un somn inconștient până în dimineața învierii. Există un Dumnezeu care ne-a creat, ne-a dus la existență și El este stăpân asupra vieții și asupra morții. El se prezintă în Apocalipsa: eu țin cheile morții. El a dezlegat puterea morții. De aceea, la troparul de Paște se cântă așa de frumos: cu moartea lui premoarte călcând și celor din morminte dăruindu-le viața. Iată, acesta este adevărul, că moartea e un intrus în lumea noastră care are o rezolvare prin oferirea Mântuitorului Hristos la crucea Golgotei. Și nu numai o afirmație doar biblică, dar și personaje din Biblie au crezut în înviere și au exprimat dorința dincolo de imaginație. Dacă îl vedem pe Iov, care a trecut printr-o experiență dramatică, dânsul își exprimă această convingere în înviere și spune: eu știu că răscumpărătorul meu este viu, se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici carnea, chiar dacă mi se va nimici pielea, ochii mei îl vor vedea atunci, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Și dacă ne referim la personaje biblice, observăm că și Avram, în Cartea Evrei 11, ne spune că el credea în înviere. Marta, în întâlnirea din Ioan 11 cu Mântuitorul, de asemenea, credea în învierea de apoi. Domnule Vile Cotruță, este învierea un fenomen realizabil, adevărat, sau mai degrabă, așa cum am menționat la început, o filozofie creată de oameni, o ideologie în care oamenii să creadă și să treacă mai ușor peste ideea de moarte? Se întâmplă ceva după moarte sau toate lucrurile sunt oprite acolo, la porțile mormântului? După moarte urmează învierea. Însă, înainte de a comenta lucrul acesta, aș dori să citesc ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, capitolul 2, cu versetul 7, ca răspuns la zicerea populară, să spun una dintre ele, pentru că sunt multe cu privire la moarte: ei, oale și ulcele, nu se mai ridică nimeni. Cine a ajuns în mormânt, acolo rămâne pentru totdeauna. Mai poate Dumnezeu de acolo, din mormânt, să mai formeze ființa care a fost depusă în patul de țărână? Sau spun unii, incendii, din accidente aviatice, exact. Fundul mării. Uitați cum ne este redat în Cartea Genezei, în capitolul 2, versetul 7, raportul creațiunii. Cum l-a făcut Dumnezeu pe om? Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Dacă la început Dumnezeu a putut din țărână să-l modeleze pe om și fără să aibă nimic altceva, cu siguranță la final va putea să-l remodeleze pe om la înviere. Crezul creștin spune: aștept învierea morților și viața veacului care va să vie. Noi, ca și creștini, n-ar trebui să ne îndoim de certitudinea aceasta a învierii, pentru că spunem și în crezul creștin, iar cuvântul lui Dumnezeu este plin de făgăduințele acestea ale învierii și ale refacerii tuturor lucrurilor. Și aș vrea să citesc doar câteva dintre acestea. Ioan capitolul 5, versetul 28 și versetul 29 spune așa Mântuitorul Iisus Hristos: nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Și mă opresc aici. Cum cel din mormânt să audă glasul? Pentru că fiecare dintre noi am avut cel puțin o persoană care a decedat din familia noastră. Și oricât de mult te-ai duce să plângi acolo și unii oameni spun la căpătâiul celui decedat: spune-ne o vorbă, spune, n-aude nimic. Nu mai spune nimic. Ori Biblia ne spune că într-o zi cei din morminte vor auzi glasul lui Dumnezeu. Și versetul 29 spune: și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. La înviere vor fi doar două categorii de oameni. Astăzi ne împărțim în fel și chip, în multe feluri. Însă înaintea lui Dumnezeu, la înviere, vor fi doar două categorii de oameni. Tot din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, de data aceasta, amintează dumneavoastră ceva. Și vreau să citesc versetul acesta, Ioan capitolul 11, versetul 23, mai departe. Atunci când Mântuitorul vine la casa lui Lazar, care era deja înmormântat după ce decedase, versetul 23 spune: Iisus i-a zis sorei lui Lazar, Marta: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Toți oamenii Bibliei aveau certitudinea aceasta, că la moarte nu se sfârșește totul.
Și după moarte urmează învierea. Nu urmează o existență când noi mai putem lua legătura cu cei dragi ai noștri, ci după moarte, următorul moment de conștiință al celor dragi ai noștri este învierea. Un alt pasaj, dacă ies Faptele Apostolului, capitolul 24, versetul 15, și la final, după acesta, aș vrea să citesc un verset din Vechiul Testament, ca să vedem ce credeau și cei din Vechiul Testament. Deci Faptele Apostolului 24, versetul 15, spune așa: și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Iarăși două categorii de oameni. Însă această nădejde sau speranță este sigură pentru toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu și care cred în cuvântul lui Dumnezeu. Și spuneam că din Vechiul Testament vreau să citesc pe finalul acestei intervenții un verset. Daniel, omul lui Dumnezeu, om după voia lui Dumnezeu, om credincios. Atunci când lucrarea sa, viața sa era aproape de sfârșit, Dumnezeu îi spune în capitolul 12, versetul 13: iar tu, adică Daniel, du-te până va veni sfârșitul, când va fi învierea, la sfârșit. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, oamenii lui Dumnezeu așteptau cu drag acest moment al revenirii la viață prin înviere. Mă bucur foarte mult pentru răspunsurile noastre. Chiar ne împlinim scopul pentru care noi am gândit această emisiune. Sub această ploaie de argumente nu avem decât o singură certitudine: va exista o înviere și cu siguranță toți oamenii care au murit vor învia. Vom discuta și vom clarifica foarte mult ce înseamnă învierea unora sau celorlalți și care este soarta în continuare. Însă mă bucur foarte mult și vă mulțumesc pentru abundența de dovezi că există o înviere. Domnilor, și eu mă bucur de promisiunile pe care dumneavoastră le desprindeți de pe paginile Sfintelor Scripturi, le aduceți înainte telespectatorilor noștri, dar aș vrea să merg mai aproape de întrebările și frământările interioare ale omenirii, cel puțin din perioada aceasta. Este suficient să am niște promisiuni pe paginile Sfintelor Scripturi să cred că va exista o înviere? Pentru că este simplu ca la o astfel de emisiune să citești din Scriptură astfel de făgăduințe. Dar în momentul în care ești în fața unei gropi de 2 metri și ți-ai lăsat acolo mama, ți-ai lăsat tatăl, îți este la fel de ușor să crezi atunci că tatăl tău, mama ta, va învia într-o zi? Există ceva care să depășească ca și forță aceste promisiuni de pe paginile Sfintelor Scripturii, care să-mi asigure realitatea unei învieri? Domnul Ciobanu. Adesea discut cu prieteni, cu semeni și dânsii și îi întreb: dumneavoastră credeți în înviere? Când vă salutați, Hristos a înviat. Ei, zice, așa se zice, adevărat, am vedea, nu cred că este. Asta doar așa, un fel de formă de salut între noi, dar nu este. Ei, aceasta este marea minune a creștinismului, căci creștinismul se bazează pe un mormânt gol. Iisus Hristos nu-l găsim în Ierusalim, ca și pe Buddha în la Mecca sau Mahomet sau alți întemeitori de religie acolo unde sunt, ci mormântul din Ierusalim este gol. Aceasta este forța creștinismului, căci încrederea noastră se bazează pe un mormânt gol. Iisus Hristos a declarat și a spus: eu sunt învierea și viața. Deci pe fundamentul acesta creștinismul clădește cu certitudine și pe malul gropii noi nu spunem adio, aici s-au năruit toate speranțele noastre. Noi spunem la revedere până în dimineața învierii, pentru că Dumnezeu ne-a promis lucrul acesta și noi credem că ce a promis Dumnezeu e o realitate. Nu există niște moaște ale lui Iisus Hristos, da? Adică nu am găsit o semintele lui Iisus Hristos acolo, ca totul să se termine acolo, avem de-a face cu un mormânt gol. Mi-aduc aminte de ce spunea Pavel, 1 Corinteni, capitolul 15. Spune: iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Da? Iar versetul 16 ne spune: căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă noi nu credem
că înviază morții înseamnă că nici Hristos n-a înviat. Iar toată credința creștină fără învierea lui Iisus Hristos, spune Pavel, este zadarnică. Adică n-are niciun sens să te numești creștin dacă nu crezi într-o astfel de înviere. Deci învierea lui Hristos este aceea care ne certifică realitatea învierii. Vă rog, domnul Cotruță. Da, vedeți, atunci când Mântuitorul a murit pe crucea de pe Golgota, a plătit pentru vina păcatelor noastre. Dacă doar acolo s-ar fi oprit actul făcut de Dumnezeu pentru neamul omenesc, atunci noi am dispărea sau am fi dispărut pentru totdeauna ca niște oameni iertați. Cu ce ne ajută iertarea aceasta dacă noi am ajunge în mormânt și de acolo n-am mai ieșit niciodată? Însă învierea ne garantează că ceea ce a făcut Mântuitorul pe cruce va fi continuat atunci când îi va readuce la viață pe cei răscumpărați prin sângele Mântuitorului Iisus Hristos și vor fi împreună cu El pentru veșnicie. Versetele pe care le-a citit dumneavoastră din 1 Corinteni, capitolul 15, sunt versete care ar trebui să întărească, eu știu, credința fiecărui creștin. Dacă noi spunem zilele acestea, Hristos a înviat și răspundem cu adevărat a înviat, atunci și cei dragi ai noștri avem certitudinea aceasta că într-o zi, când Mântuitorul va veni și vom citi poate și celelalte versete din Sfânta Scriptură, cu trâmbița lui Dumnezeu, cu glasul unui arhanghel, cei dragi ai noștri vor fi chemați la viață. Însă, ca să avem siguranța învierii, Apostolul Pavel în Romani, capitolul 6, cu versetul 5, spune așa: într-adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. M-aș bucura ca viața trăită acum de creștin să fie asemănătoare cu viața Domnului Iisus Hristos și atunci vom avea certitudinea învierii de partea cea bună. Spuneam că vor fi doar două categorii la înviere. Și Apostolul Pavel ne spune romanilor și nouă celor de astăzi, dacă ne facem asemenea Domnului Hristos, trăim o viață așa cum a trăit-o El, după voia lui Dumnezeu, atunci vom învia de partea cea bună. Reluăm ceea ce ați deschis dumneavoastră, vor fi două învieri, două categorii de oameni, da, Hristos, moartea lui Hristos rupe istoria în două, învierea împarte omenirea în două, da, unii pentru viață veșnică, alții pentru moartea veșnică. Dar, domnilor, vreau să vă întreb altceva. E a treia zi de Paște. Ați putut urmări felul în care creștinii se raportează la această sărbătoare. Vreau să-mi spuneți cum îi simțiți pe oameni. Este sărbătorit Paștele, adică învierea Domnului Iisus Hristos. Practicile creștinilor din perioada aceasta vorbesc despre învierea lui Iisus Hristos sau mai degrabă propovădesc cu totul și cu totul altceva? Adică mie nu mi se pare totuși a sărbătoare de Paște. Eu mi-aduc aminte cum era sărbătorit Paștele în vechime, da? Mi-aduc aminte ce se întâmpla atunci când evreii sărbătoreau Paștele. Era o solemnitate totală. Oamenii veneau la închinare și mărturiseau păcatele, aduceau jertfe. Cum simțiți creștinătatea de la momentul de față? Domnul Ciobanu. Paștele este la origine sărbătoarea națională a evreilor. Cu ocazia eliberării lor din robie Egiptului, prin conducătorul eminent Moise, da, în jurul anilor 1450 înainte de Domnul Hristos, Pasah, Paște, ei au sărbătorit Paștele acesta ca o eliberare a lor din robia. Pasah înseamnă a trece de la robie la libertate. Deci aceasta a fost în origine semnificația Paștelui. Se, așa cum spuneați dumneavoastră, el era sărbătorit într-o pioșenie extraordinară. Mielul de Paște avea un fel de ceremonial în care era consumat, nu aveai voie să-i zdrobești vreun os, pentru că el îl prefigura pe Mesia, pe Domnul Hristos, care trebuia să vină. El era consumat cu ierburi amare, ca un simțământ al durerii pe care au simțit-o în robia Egiptului și acum se bucură de libertate. Deci așa Paștele... De ce era cu ierburi amare? Că astăzi nu se mai face cu ierburi amare, da? Nu? De ce era cu ierburi amare? Pentru că durerea și amărăciunea care trebuia lor să le amintească de robia în care au fost, trebuia să aducă o bucurie enormă, pentru că acum se bucură de libertate. Dar noi vedem acum că Paștele puțin a deviat de la normalitate. Nu mai e mielul de Paște, poate fi și iepurile de Paște. Iertați-mă, vreau să vă spun că intervenția iepurilor de Paște ne duce la cultele
păgâne, unde era sărbătoarea fertilității și nu are nimic de a face cu Paștele creștinesc. Atât de mult începem să ne obișnuim cu elemente din păgânism încât e pericol pentru ceea ce înseamnă frumusețea Paștelui și simbolistica Domnului Hristos, care prezintă Paștele ca un eveniment extraordinar. Domnul Cotruță, domnul Ceaunu spunea că e o sărbătoare a evreilor, aducea aminte evreilor că au ieșit din robie egipteană, dar noi n-am fost în Egipt. Noi suntem creștini, vorbim despre altceva. Ce treabă are Paștele de astăzi cu ceea ce s-a întâmplat atunci? Da, vedeți, ce sărbătorim noi de fapt astăzi, da? În afară de poporul evreu, n-a fost în robie egipteană un alt popor pe care noi să-l avem sau despre care să avem raportat în Sfânta Scriptură. Însă fiecare om este într-o altă robie, poate că mai rea decât cea egipteană, și anume în robia păcatului. Din această robie a păcatului, oamenii pot fi scoși sau au fost scoși de acolo prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Spuneam într-o emisiune anterioară, citând din Romani, capitolul 6, versetul 23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ca să ne poată da acest dar, a trebuit ca pe cruce Domnul Hristos să moară. De fapt, aceasta ar trebui să sărbătorim noi ca Paște, moartea Domnului Hristos și învierea Lui. Din păcate, nu vreau să spun mai mult, nu vreau să comentez mai mult, însă de multe ori această sărbătoare a Paștelui devine, cum spunea colegul meu, sărbătoare iepurașului, a ouălor, a orice altceva. Dar puteți să spuneți mai mult, nu e nicio problemă. Nu ne aducem aminte de Cel care a murit pe cruce pentru noi, adică de Domnul Hristos, de atât de moartea Lui, cât și de învierea Lui. Ne aducem aminte de orice altceva. E adevărat că primăvara natura renaște, sunt adevărat toate lucrurile acestea, însă dincolo de lucrurile acestea, Mântuitorul Iisus Hristos a murit și a înviat pentru noi. Și asta ar trebui să fie speranța și credința și tot ceea ce se întâmplă de Paște. De fapt, chiar Mântuitorul Iisus Hristos, când s-a întâlnit și El însuși a sărbătorit Paștele cu ucenicii, El a pus accent pe lucrul acesta. A rupt o pâine și a spus: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. A luat un pahar și a zis: uite, acesta este sângele meu care curge pentru voi. Și a spus de azi înainte: accentul în sărbătorirea Paștelui să cadă pe mielul Hristos. Până acum a fost mielul acesta care a fost jertfit până astăzi, însă de azi înainte sărbătorirea Paștelui va avea de-a face cu mine. Eu trebuie să fiu cel despre care se vorbește, trebuie să fiu cel despre care să fie înălțat. Spuneam în trecut că sărbătoarea creștinului, dacă creștinilor întrebi pe creștini ce înseamnă Crăciunul, păi Crăciunul înseamnă Moș Crăciun. Dacă întrebi pe copii ce înseamnă, cadouri de la Moș Crăciun. Hristos care se naște nu mai apare deloc sau apare atât de puțin în discuție și în sărbătorire. La Paște întreb pe copii sau întreb pe cei adulți despre ce este Paștele. Să fac cozonac, să fac pască, să fac ouă roșii și să lăsăm pe iepurașul de Paște să dea cadouri la copii. Hristos unde mai este? Hristos cel răstignit, cel care moare pentru noi, cel care se frânge pentru noi, unde mai este? Dacă doriți să completați aici. Da, spuneați, aduceți aminte despre acest memorial al jertfei Domnului Hristos și al învierii sale, numit Cina Domnului sau Împărtășania. Diferă de la o biserică la alta. Aș dori să citesc ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, unde scrie așa: pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Asta e sensul Paștelui. Ca amintire a morții Domnului Hristos, a învierii și a revenirii Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul ne-a lăsat împărtășania. Acesta este actul care ne amintește de prețul plătit pentru iertarea și salvarea noastră. În felul ăsta sărbătorit Iisus Hristos Paștele, exact. Da? Ne aducem aminte că dacă vorbim despre primul Paște în sărbătoarea, în perioada creștinismului, este cel instituit de Iisus Hristos, da? Ne-a dat un model. Voi să faceți la fel și este interesant. Nu uitați, suntem la o emisiune educativă, oferim informații pentru telespectatorii noștri. Este util pentru telespectatorii noștri să știe exact felul în care Iisus Hristos a sărbătorit Paștele și haideți să ne axăm pe lucrul acesta. Dacă doriți să citiți și
M-aș bucura să dorească telespectatorii să citească lucrul acesta. Găsesc scris despre aceasta în Ioan, sau Evanghelia după Ioan, la capitolul 13, și acolo arată ce s-a întâmplat înainte de a sărbători Paștele acesta și după ce au sărbătorit noul Paște. Pentru că ei, de fapt, au stat la masa Paștelui așa cum l-au sărbătorit evreii ani și ani de-a rândul. Acel miel care era sacrificat, care trebuia mâncat în grabă, după o anumită pregătire. Iar Mântuitorul, după ce a terminat de mâncat Paștele evreilor, să spunem așa, a instituit cina Domnului sau împărtășania, care avea să amintească tuturor oamenilor nu de eliberare din Egipt, ci de eliberare din robia aceasta a păcatului. Da, ați fost pe care să spuneți ceva, vreau să vă permit să vă duceți sau să vă exprimați gânduri, iar apoi să adresez încă o întrebare pentru continuarea emisiunii. Da, mă gândeam la faptul acesta, câtă bucurie în sufletele oamenilor când ciocnesc oul roșu, dar vedeți, dumneavoastră, câtă deviere de la, acum a apărut și galben și albastru și oul bleu și violet, deci lucrurile se complică dacă nu rămânem la ce spune Scriptura și Mântuitorul spune să faceți ce ați văzut că am făcut eu și în Ioan 13, colegul meu a deschis ideea aceasta, acolo este ideal felul în care noi sărbătorim Paștele. Să ajute Domnul să mergem pe această linie biblică, cristocentrică. Realitatea este că, din ceea ce spuneți noastră, trag așa o concluzie, Paștele creștinesc de astăzi, mai degrabă este un amestec de, ca să zicem așa, cultură precreștină. Cultură precreștină, Paște evreiesc vechi, amestecat cu foarte mult păgânism. Elemente amestecate unele cu celelalte, dar mai puțin creștinism autentic, adică sărbătorirea morții și învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Vreau să revenim la subiectul emisiunii noastre, chiar dacă noi am discutat și despre acest aspect foarte important. S-a menționat la început despre două învieri. Haideți să intrăm mai în amănunt cu privire la cele două învieri. Cine înviază la prima înviere, cine înviază la a doua înviere? Care este soarta acestor oameni? Ce spune Biblia despre acest lucru? Domnule Constantin Ciobanu, domnule Billy Cotius. Biblia este clară în privința aceasta și precizează că sunt două învieri și chiar o înviere specială. Poate vom aborda și aspectul acesta. Prima înviere. În Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 14, cu versetul 14, Mântuitorul face aluzie la milostenie. Tu când faci milostenie, să nu chemi pe prieteni, pe vecini, că te vor chema și ei și ție răsplata. Dar tu cheamă pe cei troglodiți de soartă, pe cei suferinți, pe cei atât de obișnuiți, ei n-au cu ce să se răsplătească, dar, spune Mântuitorul, ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Deci aceasta e întâia înviere. Și apoi Pavel continuă cu ideea aceasta și ne spune în 1 Tesaloniceni 4:16, întâi vor învia cei morți în Hristos. Aceasta este întâia înviere. Și aș mai vrea să mai adaug un aspect, și anume Apocalipsa 20:6, Scriptura spune, fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte nu are nicio putere. Deci Biblia este categorică când aduce lumină în ce privește întâia înviere a celor neprihăniți, a celor drepți, a celor care l-au iubit pe Dumnezeu și au urmat credința Domnului Hristos. Aceasta este întâia înviere. Dacă mai văd colegul meu vrea să adauge ceva și apoi vom reveni la a doua înviere. Aș vrea să mai citesc un verset. Colegul a citit doar unul dintre versetele din Apocalips, însă eu aș vrea să citesc și versetul 5 și versetul 6, care spune așa: ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere, asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Cele două învieri, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, sunt despărțite de o perioadă de 1000 de ani. La prima sau la a doua venire a Domnului Hristos, haideți să o luăm așa, pentru că la prima a venit în Betleem, de aici înainte urmează a doua venire a Domnului Hristos, toți cei credincioși vor fi schimbați, ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, atunci când trupul acesta muritor va trebui să se schimbe într-un trup nemuritor, în așa fel încât să poată fi împreună cu Dumnezeu pentru veșnicie, apoi va urma o perioadă de 1000 de ani, potrivit Sfintelor Scripturi,
Iar după perioada aceasta de 1000 de ani va urma și a doua înviere a celor care n-au vrut să asculte de Dumnezeu, care n-au vrut să-i fie credincioși, care n-au vrut să împlinească voia lui Dumnezeu în viața lor. Ce se întâmplă cei 1000 de ani? Înțeleg că între cele două învieri există o distanță de timp, da, de 1000 de ani. Ce se va întâmpla pe pământul acesta în perioada celor 1000 de ani? Mai sunt oameni, nu mai sunt? Unde este Satana? Ce se întâmplă cu el? Mai există lupta aceasta între bine și rău? Da? Domnul Ciobanu, vă rog. Da, interesant e pe ceea ce ați deschis ca discuție, și anume că în timpul celor 1000 de ani Biblia precizează faptul că cei mântuiți, salvați, care s-au bucurat de întâia înviere, vor fi luați la cer împreună cu Mântuitorul să participe timp de 1000 de ani la pregătirea și inaugurarea ospățului la care se vor bucura și va începe pentru veșnicie, pentru cei mântuiți. Apostolul Pavel precizează în 1 Corinteni un lucru foarte important, și anume, el spune așa: nu știți că voi veți judeca pe îngeri și lumea și pe oamenii căzuți în păcat? Deci momentul mileniului va fi un moment în care cei mântuiți vor plânge și vor spune: vecinul meu, ruda mea, de ce nu sunt aici? Și Dumnezeu va face acces la dosarele lor și le va spune: uite, studiază și vezi de câte ori am chemat, de câte ori am apelat, de câte ori i-am dorit să vină și ei la viață și m-au respins și nu au dorit. Și ne vom da seama că felul în care Dumnezeu procedează și faptul că ei n-au beneficiat de întâia înviere nu este ceva arbitrar, ci este ceva în urma unei alegeri a lor personală, și în timpul mileniului se va elucida în mintea celor mântuiți ideea că lipsa lor din veșnicia lui Dumnezeu se datorează alegerilor greșite. Deci mileniul se ocupă cu timpul acesta când noi vom avea ocazia să înțelegem de ce vor lipsi unii din veșnicia lui Dumnezeu. Deci, ca să înțeleg șirul evenimentelor, are loc prima înviere, înviază cei morți în Hristos, cei credincioși de pe pământ împreună cu cei care au înviat și au fost morți în Hristos vor fi luați la ceruri, da? Și se întâlnesc cu Domnul acolo. Se uită în jur, nu vede pe tata, nu vede pe mama, nu vede pe cineva apropiat și întreabă: Doamne, ei unde sunt? Chiar oameni credincioși. Și atunci Dumnezeu pune credincioșilor, da, din toate timpurile, la dispoziție dosarele vieții acestor oameni. Ei le analizează și văd că decizia lui Dumnezeu este una corectă. Domnul Cotuță, vor fi convinși mântuiții de decizia lui Dumnezeu? Adică vor spune în final: Doamne, ai procedat corect? Sau durerea pierderii celor dragi le va întuneca mintea de așa manieră încât să spună: Doamne, trebuia să mai treci cu vederea unele dintre păcate și era la limită și intra și mama. Cum e, domnul Cotuță? Nu doar cei mântuiți, ci și cei nemântuiți vor spune: drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne, al oștirilor. După cei 1000 de ani, da? După ce au fost analizate. Însă eu încurajez telespectatorii noștri să citească măcar penultimele sau ultimele trei capitole din cartea Apocalipsei, de la capitolul 20 mai departe. Capitolul 20 vorbește despre cele două învieri, despre prima înviere a celor drepți, cum ei vor fi în împărăția lui Dumnezeu, ce se va întâmpla, am citit versetul 6, vor fi preoți ai lui Dumnezeu și nu vor mai muri niciodată, va trece perioada aceea de 1000 de ani, vor fi înviați și ceilalți care n-au vrut să asculte de Dumnezeu, iar cei care n-au vrut să asculte de Dumnezeu, ne spune tot cartea Apocalipsei, capitolul 20, că ei sunt puși pe război, vor înconjura acea cetate, noul Ierusalim, și vor dori să îl ia cu asalt, să-l cucerească. Numai că atunci, de la Dumnezeu va coborî un foc care va mistui pe cei răi și pe cei care n-au dorit să asculte de Dumnezeu, și în final îl va mistui și pe diavol. Iar capitolul 21 schimbă scena parcă. După ce se stinge acel foc, primul verset spune: apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Și poate că vom vorbi mai mult despre aceasta. Dumnezeu să ajute ca în timpul acelei 1000 de ani toți cei care ascultăm și ne dorim sau îl iubim pe Dumnezeu să fim în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că citeam și cita și colegul și eu din 1 Tesaloniceni capitolul 4,
cu versetele 13 mai departe. Nu voi, frați, să în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Și continuă, da, mai multe spune aici, însă un singur lucru aș vrea să accentuez. Versetul 17. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori. La Dumnezeu n-ajung oamenii pe rând, ci la Dumnezeu ajung toți oamenii odată. Toți cei credincioși, cei care au murit vor fi înviați, iar cei care vor fi în viață la a doua venire a Domnului Hristos vor fi transformați și toți odată vor fi luați la cer în împărăția lui Dumnezeu. Acolo vor rămâne 1000 de ani, apoi va urma distrugerea acestui pământ sau arderea lui prin foc și cine se ține de pământul ăsta, din păcate, va avea aceeași soartă. Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou. Am Biblia deschisă într-o carte scrisă de Sfântul Apostol Pavel. Roman, capitolul 8, cu versetul 11. Îl voi citi și apoi vă voi adresa o întrebare pe baza acestui verset. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Este deschis aici un proces aproape tehnic, poate să fie și interpretare spirituală la ceea ce se întâmplă aici, însă mă interesează din partea noastră ce să fac eu, creștinul de astăzi, cel care trăiesc astăzi, în așa fel încât să am parte de prima înviere. Pentru că am înțeles că la prima înviere se spune fericire cei care înviază atunci. Stimați invitați, ce să fac, cum să procedez, dacă ne ajută și informații din textul acesta, ce să fac ca să pot să fiu sigur că voi avea parte de prima înviere. Îmi vin în minte cuvintele Duhului Sfânt din Apocalipsa 12:13. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Da, zice Duhul Sfânt, ei se vor odihni de ostenelile lor în pulberea pământului până în dimineața învierii, căci faptele lor îi urmează. Așa că bucuria aceasta a renoirii noastre este atât de frumoasă și de nobilă încât noi nici nu ne imaginăm. Când un arheolog găsește ceva de preț, un vas printre ruine și încearcă să-l reconstituie și cumva îl aduce la forma inițială, dar mai rămân niște urme, niște, mă rog, da, imperfecțiuni. Ori Dumnezeu nu va face așa ceva? Biblia spune că noi vom ieși din mâinile Creatorului în dimineața învierii mai frumoși decât atunci când n-am fi păcătuit. De ce? Că marele artist știe să regenereze atât de perfect și de frumos încât noi nu ne imaginăm. Dacă noi încercăm să plafonăm gândirea noastră cu atotputernicia lui Dumnezeu, atunci cădem într-un eșec. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, pentru că El va putea să facă lucrurile minunate și noi să acceptăm prin credință minunea acestei împliniri și a realității pe care El o va realiza. Dacă îmi permiteți, eu aș vorbi în câțiva pași. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ce ar trebui să facem noi cei de astăzi pentru a ne bucura de întâia înviere și de viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu? În 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 9 ne se spune așa: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegire. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să recunoaștem că suntem păcătoși și să-i spunem lui Dumnezeu lucrul acesta, să-i mărturisim Lui. Cel care poate acorda iertare este cel care a plătit prețul pentru salvarea noastră. Iar pe cruce Mântuitorul Iisus Hristos asta a făcut, de aceea Lui trebuie să ne mărturisim păcatele și de la El să primim iertare. Vreau să spun ceva și vă rog frumos, continuați-vă ideea frumoasă. Ocazie de Paște pentru mulți creștini, ne pare rău că trebuie să recunoaștem lucrul acesta și să fim cinstiți și deschiși, nu? Este mai degrabă ocazie de păcătuire decât de pocăință. S-a terminat momentul învierii, s-a terminat slujba de la biserică, mergem și ne pierdem mințile în buturi, în mâncare și salvarea vine și ne ia și ne duce și stăm câteva săptămâni ca să ne revenim. Deci pocăința trebuie să fie să premeargă Paștele și să meargă și după Paște în continuare, nu neapărat îngăduință și păcat mai departe. Bun, deci primul pas să ne mărturisim păcatele lui Dumnezeu și să primim iertare la Dumnezeu. În al doilea rând, Marcu 16:16 spune așa: cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Al doilea pas este să credem că Mântuitorul Iisus Hristos a murit pentru mine. E ușor să spunem că pentru cine a murit Domnul? Pentru omenire, pentru... Nu, pentru mine și datorită păcatelor mele, Mântuitorul a trebuit să moară pe cruce. E adevărat că și pentru ceilalți.
Dar asta mă privește pe mine și pentru mine a murit Mântuitorul. După ce eu cred lucrul acesta, trebuie să închei un legământ al botezului cu Dumnezeu în mod conștient. Al treilea pas. Al patrulea pas. Ioan capitolul 14, versetul 15, Mântuitorul spune așa: dacă mă iubiți, deci mărturisesc, da? Apoi cred, apoi mă botez, apoi îl iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea o slujire de nevoie, de forță, din obligație sau cum vreți dumneavoastră să-i mai spunem. Dumnezeu vrea din partea noastră o slujire din dragoste, pentru că îl iubim. Al cincilea lucru, tot Ioan 14 cu 15, spune așa: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Care e motivația pentru care noi ascultăm de Dumnezeu? Nu că ne temem de El că ne bate. Știți vorba din popor, Dumnezeu nu bate cu bărțul, nu. Ci pentru că Dumnezeu m-a iubit pe mine, îl iubesc și eu pe El. Și atunci ascult de El, împlinesc voia Lui. Și ultimul lucru, sau al șaselea pas, dacă putem să-i spunem în felul acesta, Apocalipsa 21 cu 27, spune așa, vorbind despre cetatea aceea sfântă și noul pământ pe care Dumnezeu îl creează pentru cei răscumpărați și mântuiți: nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Atunci când eu cred și l-accept pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Domn al vieții mele, numele meu este scris în cartea vieții. Însă dacă eu nu mai trăiesc după voia lui Dumnezeu, ci trăiesc în spurcăciune, dacă trăiesc în întinarea sau murdărirea vieții de către păcat, atunci nu voi rămâne scris în cartea vieții și nu voi intra acolo. După ce am urmat primii cinci pași, trebuie să trăiesc o viață după voia lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, domnilor, un lucru practic. Pe lângă toate aceste detalii tehnice pe care dumneavoastră ne le-ați dat, mă gândesc la un lucru. Noi astăzi ne gândim la ce a reprezentat învierea lui Iisus Hristos. Dar felul în care noi sărbătorim astăzi învierea influențează siguranța învierii noastre? Pentru că până la urmă, cred că trebuie să fim interesați dacă noi, cei care astăzi ne gândim la divinitate, vom ajunge ca într-o zi să înviem. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este: felul în care eu sărbătoresc astăzi învierea îmi influențează învierea mea? Spuneați mai devreme dumneavoastră despre ce s-a întâmplat la primul Paște pe care Iisus Hristos l-a sărbătorit cu creștinii, da? În camera de sus, în acea seară de joi. Ceea ce s-a întâmplat acolo conținea mai multe etape, printre care și spălarea picioarelor. Da? Și unul dintre dumneavoastră ați amintit lucrul acesta. Este cumva spălarea picioarelor un ritual ce a ținut doar de perioada aceea? Înțeleg de la dumneavoastră că în bisericile pe care le păstoriți există o astfel de practică. Zilele trecute vedeam pe anumite canale de televiziune faptul că Papa Francisc I spăla picioarele unor deținuți. Da? Un gest nobil, da? Și chiar le săruta. Este o rușine să speli picioarele semenului tău? Ce semnificație are lucrul acesta? Domnul Ciobanu, ceea ce a făcut Iisus Hristos, că primul care a spălat picioarele unor oameni, da, și de care oamenii astăzi nu se mai miră, mai degrabă se miră că un lider spiritual spală picioarele unor deținuți, ceea ce nu este rău, e chiar un gest nobil, da, e un sentiment nobil. Dar faptul că Iisus a fost primul care a spălat picioarele, atenție, celui care știa că urmează să-l trădeze, ce ne spune lucrul acesta? Mai este valabil și astăzi? Vă rog, domnul Ciobanu. Colegul meu amintea mai înainte din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 13, unde Mântuitorul împreună cu ucenicii participă la primul Paște nou testamental. Și înainte de a servi pâinea și vinul, fără pâinea, fără aluat și vinul fără alcool, pentru că simbolizau jertfa lui fără păcat, foarte interesant lucrul acesta, Mântuitorul a trecut cu ucenicii printr-un proces de umilință pe care el l-a demonstrat într-un mod care i-a uimit pe ucenici. Atât de mult l-a uimit pe Petru, pur și simplu l-a blocat. Zice, tu să-mi speli mie picioarele, niciodată nu voi accepta lucrul acesta. Și Mântuitorul îl previne și spune, dacă nu te spăl eu, tu nu vei avea parte cu mine. Și atunci Petru, îngrozit de atitudinea lui, zice, atunci și mâinile și picioarele. Și Domnul spune, nu, nici mai mult, nici mai puțin.
ci atât cât spun eu, nu cât vrei tu și cum crezi tu. Că în creștinism se întâmplă lucruri de genul acesta. Noi vrem poate mai mult decât spune Biblia sau mai puțin. Și Domnul spune nu. Așa cât spun eu. E foarte interesant. Deci actul acesta al umilinței este atât de important ca noi să coborâm de pe picioroangele înălțării de sine și să ne umilim văzând pe semenul meu, care poate mi-a greșit sau căruia i-am greșit, ca pe semenul meu egal cu mine și copărtaș la mântuire. Și atunci, în actul acesta umilinței, se produce această egalizare. Apostolul Pavel are o epistolă scurtă, epistola către Filimon, unde vedem în societatea timpului său, când erau sclavi și stăpâni de sclavi, că stăpânul de sclav este pregătit să se aplece și să spele picioarele sclavului. Ei, este minunat. Mântuitorul, ca și Dumnezeu din cer, venit în lumea noastră ca fiul omului, nu? Se coboară și el spală picioarele celor care l-au țintuit pe cruce. Asta este minune mare. Doamne, fă-ne în stare să ne umilim și noi și să ne caracterizeze această stare, pentru că Biblia spune, cine se umilește va fi înălțat, dar cine se mândrește va fi umilit. În regulă. Deci, ceea ce se întâmplă astăzi, schimbarea vestimentației, umplerea cămărilor, nu are nimic a face cu umilința, da? Și mai degrabă, sfatul dumneavoastră către telespectatori este ca în perioada aceasta să ne umilim, să ne uităm la cruce, da? Să înțelegem ce a făcut Domnul Hristos pentru noi și o fărâmă din ceea ce Domnul Hristos a făcut pentru noi să facem și noi pentru semenii noștri. Mulțumesc pentru răspuns, a fost răspunsul dumneavoastră concluzie. Domnul Cotruță, suntem pe final de emisiune. O întrebare care să rămână în mintea telespectatorilor. În momentul în care oamenii vor învia, da, ne vom întâlni cu cei dragi. Vreau să plecăm de la emisiunea aceasta într-un ton de bucurie. Da, vom vedea pe aceia pe care i-am iubit, după care am plâns că au decedat. Îi vom recunoaște după înviere? Își vor păstra fizionomia? Vom putea să ne bucurăm alături de ei în veșnicia pe care Dumnezeu ne pune la dispoziție? Vă rog, domnul Ghiță. Am putea spune că istoria aceasta a păcatului este ca o paranteză. Dumnezeu l-a creat pe om ca omul să trăiască pentru totdeauna cu această condiție a ascultării. Datorită neascultării s-a deschis această paranteză pe care noi o cunoaștem din păcate atât de bine, a suferinței, a bolii și a morții. La înviere sau după ce Dumnezeu va reface acel cer nou și pământ nou, se va închide paranteza și oamenii vor fi din nou ca la început. Dacă Adam a cunoscut-o pe Eva, normal că ne vom cunoaște unii pe ceilalți, cel puțin cei contemporani, și apoi îi vom cunoaște și pe ceilalți. Uitați ce spune Sfânta Scriptură, Matei, capitolul 8 cu versetul 11. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Cu cine? Nu așa niște entități despre care nu știm unii de alții, nu știm cine vom fi, cum vom fi, nu. Ci îl vom întreba pe Avram. Cum a fost, Avram, să pleci din Ur, să te duci undeva? Dumnezeu nu ți-a spus la început unde? Cum a fost Isaac? Cum a fost Iacov? Și câte alte personaje care au ascultat de Dumnezeu și sunt eroi ai credinței prezentați pe pagina Sfintelor Scripturi, vom putea discuta cu aceștia. Vom avea activități. Deci nu vom ajunge reale acolo să facem cunoștință cu ei, ci pur și simplu le vom sări în brațe și spune: mamă, tată, mă bucur că ne-am cunoscut aici, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, da? Mulțumesc tare mult pentru răspunsurile dumneavoastră și mulțumesc pentru elucidarea pe care ați făcut-o față de această temă importantă, învierea. Un singur lucru, dacă foarte îmi permiteți, scurt, că este foarte scurt, aș vrea să citesc așa, să rămână telespectatorii cu un verset din Sfânta Scriptură. Din ultima carte, Apocalipsa, capitolul 21, versetul 4, spune așa: El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Istoria aceasta sau realitatea aceasta dureroasă nu va mai fi când Dumnezeu va face cerul cel nou. Să ajute Dumnezeu să trăim în așa fel încât să fim cu toții acolo. Dumnezeu a făcut tot ce trebuia ca să putem fi cu toții mântuiți. Stimați telespectatori, aș vrea să vă spun că eu personal sunt mulțumit la încheierea acestei emisiuni despre faptul că am răspuns la întrebarea care am adresat-o la început. Dacă după moarte mai există vreo speranță, cu siguranță, învierea Mântuitorului Iisus Hristos, pe care o sărbătorim cu toții, ca și creștini de Paște, ne demonstrează, fără niciun dubiu, cu certitudine, cu siguranță, că va avea loc o înviere a celor care au murit.
Facă bunul Dumnezeu. Este dorința mea și sper și a dumneavoastră ca de această înviere să avem cu toții parte. Învierea celor drepți, despre care se spune că sunt fericiți. Aș vrea foarte mult ca să vă amintesc că ne întâlnim pe calea aceasta marți seara la ora 19, miercuri la ora 12 și duminică la ora 15. Marți la 21. Marți la ora 21. Am făcut o mică greșeală, dar cu siguranță cunoașteți deja orarul emisiunilor noastre. Până data viitoare vrem să vă mulțumim și să vă spunem la revedere.